Salutare toată lumea, eu sunt Deus și acesta este un nou episod aici pe Greenstone după o perioadă de inactivitate în seria cu viața de admin. Deci, după cum vedeți, este un episod din viața de admin și data asta ne aflăm cu un NRB cu care eu nu prea am filmat în general, dar am zis să-i dau o șansă. Nu prea mi-a plăcut mie așa de mult ăsta, dar uite acum când intrai pe el parcă, nu știu, parcă e altceva. E vorba despre NRB Medium pe care dacă și voi aveți un calculator destul de bun, efectiv îl bifați din setările de la launcher și vă puteți juca pe un mod de grafică ceva mai avansat decât modul default. Desigur, dacă aveți un calculator mai slăbuț, low NRB este chiar foarte bun. Și nu uitați neapărat butonul de like, pentru că am văzut foarte nasol, efectiv, nu știu, pe YouTube nu mai merg cu like-urile, nu știu cine aibă se întâmplă, efectiv e o problemă la toată lumea. Da, și în acest episod vom face viața de admin și mamă, efectiv se vede altfel jocul cu NRB Medium. Parcă, nu știu, și raza de încărcare este una mai așa, nu știu, se vede lucrurile altfel. Băiatul ăsta, spectru 100. Ia să vedem noi, Bogdan. Nu, Bogatul, Cosmin 2. Level 12. Uite-l pe ăsta, bă, aleargă cu mașina pe drum. Zici că e... Se crede cu mașina pe acolo. Aleargă cu caracterul. Bă, uite, băiatul ăsta 101, spectru 101. Pe contrasens. Căle, călăraș. Oh. Incredibil, ia. Mamă, dar ce întoarce pe el. Mamă, nu mai treci nici la roșu. Ia. Aaaa. Suspend 101, suspend 101, driving, 10, ocolire, semafor, slap, stai freeze, 101, slap, 101, am freeze, 101. Felicitări băiatul meu, ai ocolit semaforul, 10 ore, stai pe dreapta. Eu nu l-am pus acolo să te uiți tu la el ca să-l ocolești. Frumos, stai la semafor, aștepți, dacă nu vrei, asta se întâmplă, uite, s-a întâmplat asta. Următor, hai să mai căutăm. Mă, ce făcui, mă, greșit ID-ul Sebi. Spec. Mamă, 80 de 92. Pardon. Uite-l pe ăsta cu elicopterul, bă. Mamă, mare atentat terorist la ce asistăm noi aici. Deja mi-e frică, deja mi-e frică, deja mi-e frică. Stai că nu-l văd ID-ul. Spec 38. Florincule, Florincule, stai cu minte. Nu da cu elicopterul unde nu trebuie, că... Ne supărăm, slap, car 200. Mă gândi că dăm gard, ai de du slap la elicopter. Ok, văd că l-o opri aici. Dăm un de lui. Păi și ce făcuși, mă, veniți cu elicopterul până aici ca să ce? Să iei o mașină? Să te duci la asta de test, la what the fuck? Bă, nu vă înțeleg, deci să mor dacă vă înțeleg pe unii dintre voi. Eu acum să uit la mașinile astea. Florincule. Ia Marius ăla, ID Marius. Spec 50. Mamă, ce mașină are asta. Vai, Huracan. Ah, by the way, vedeți că la Legendary Chest e Huracan acum. Hai să ne ducem pe 27 acum. Mamă, dar doar băieții ăștia să primă pe aici. Aia, că vine să din spate. Spec 63. Mamă, dacă intrai în el, eram pregătit să-ți dau bucata. Brașov, am înțeles, spec 38, are 38, slap 38, asta a fost Florin cu meu, mă. Rezolvat, te mai pot ajuta cu ceva, mă, dar cum făcu mașina asta de căzut pe tine? Mașina ta, cineva? Nu, spor, cură, dar cred că e mașina lui și o avea cu parc aici, deși, check V38. Dacia Logan, spec A, tot 38. Bă, ce făcui, mă? What the fuck? Muri când mă duc să-i gotul la el. Mă omoră asasinii. Stai așa că stă în alt virtual world, de U0. E mașina ta? Are parc aici? Că nu ai voie cu parc la Tesla, pentru că efectiv îmi curs foarte tare dacă ai mașini cu parc aici. Florincu, da, te rog să-i dai slash parc în altă parte. Nu ai voie cu slash parc aici. Cum dai palma pe curva, what the fuck, iar nu iubi 101. S-a împiște ăștia, bă, la cele mergilor gândul. Ok, hai că o mută băiatul acum.
Bă, dar cineva m-a venit și aici puțin și să strânge toată lumea. Eu vreau să vă prind să vă dau sancțiuni, nu de alta. Ia să vedem noi. Bă, elicopterul ăsta ce? N-ai mă. Iar cuiva? Mă rog, vă zic că veni la apel, dar iar cuiva personal nu. Ok, dar doar vă reie. Probabil e de la... Ia uite, băiatul ăsta a făcut efectiv accident. Na, că nu spui centura, așa se întâmplă. Mă, și să vină la cuțilul să dea peste la acum. Mamă, ce incident ar fi. Nu știu dacă sună la 112. ID de US, am cumva facțiune, n-am, nu pot să verific view calls-ul. Presupun că știe că, bă, uite-l pe ăsta cu tirul, bă. Sebică, dă cu lemnele peste ăsta, bă. Sebică, spec, ia. Bă, băiatule. No, n-ai să vezi, n-ai să vezi, sunt frumos la ambulanță, nu. Ia uite-l. Slap 26, red 26. Nu mai încerca. Că sunt cu ocii pe tine. Ce încerci tu? Ii, the Deuce Rescue. El crede că dacă dă cu Rescue nu-l mai bagă în spital. Spec 41. M-a văzut ID me. Spec. Mă, pe cine văzut eu FK în drum acolo? Spec up. Ăsta e de 41. Este. Bă, ce farmă dai cu mașina pe stel. E FK la ăsta în mașină, efectiv. Da, mai văzut chestia asta. Sampu din România. Sampu din România. Sampu în general are chestia asta. Uneori că rămâne FK, te pune așa. Și cred că își reveni că văd că dispăru. Spune. Uite, vă spusei că ajuns în spital. El crede că scapă așa. Bă, nu scapi. Nu văzui ce scris, ce ai scris. Eram spec pe tine și văzui cum încercai să faci un bug să urci în mașină. Tu fiind accidentat. Pentru asta ți-am dat acel re. Eu te-am făcut răbeți pe tu. Mai mă cineva în spital, doar tu. E ok. A, păi nu veniți ambulanța. Păi ai chestii skill. Dacă nu vine ambulanța, asta skill. Nu mai las. Păi știu că nu mai lasă. Am dat de două ori. Oricum. Și nu loc comanda. Poți posta pe probleme de joc pe Discord cum găsești Greenstone. Spor. Ai găsit o problemă, o postezi acolo și o să se ocupe rocul. Ia să vedem cine e băiatul ăsta. Spec 36, mamă ce curbă la asta. Ciprian de Olt, un număr de QVU. I-a venit la primărie, o bagă frumos în parcare. Ma, îi dă dubara direct jos. Frumos, frumos că veniște în parcare, cum se cade. Mă gândi că sporă tupacă la mașina asta, ai să ai de tupac. Spec 26. Mamă, tupac nu-i fur mașina. Mă, dar asta îmi pare foarte așa, nu știu, cunosc numele. Da, văd că e cont nou chiar și în alte IP-uri. În regulă, speca. Efectiv, eu ca și membru... Bă, Gabi, mă, cine ai bătut? Erai cum așa de scolat de șofer pe contrasens. What the fuck? Nu mai zic nimic, la băiatul ăsta nu merită permisul. Airdrop-ul aici, de rămas rămașinile astea două aici. Dăm un VA10. Gata. Pe costă 20. Stați că avem și report între timp. Mă, unde ajunsești, mă? Spec off, goto 120. Mă pot urca sus? Bineînțeles că pot. Get hero 120. Te las aici. Mamă, ce musculos ești tu. Adică aici e iarnă la noi și tu ești așa cu mușchii. Stai. Stau. Care e problema, bossule? Unde e cadoul? Păi nu știu. Caută-l. Știi ce număr are? Eu acum nu știu aici care mai era poziția. Nu. Stai să arunc o privire. Dar nu sunt sigur dacă era la Jilava pus un cadou sau ceva. Adică e chestia aia cu QR codul, scanezi și spune
că în apropierea zonei date există un cadou, dar eu nu mi-aduc aminte de jilava, adică nu știu. Chiar nu mi-aduc aminte de jilava. L-ai găsit? Scanași codul ăla QR și ai la locații jilava? Unde naiba să fie aici cadou? Pe altă idee, nu. Păi și atunci de ce cauți un cadou aici? Lasă, nu mai trebuie. Bine, spor. Scanează codul QR pentru locație. Acolo ai clar unde găsești apropiate chesturi. Chesturi, doamne. Cadouri. Cârl are 3, spec 3. Cu ce te pot ajuta? Am ăsta, repet, veveriță. Foarte frumos. Mi se pare că skinul ăsta a fost la Green Pass-ul anterior, un respawn, plus că este în Virtual World. Că am fost la event. Dar, într-adevăr, ai Virtual World 36, respawn 3. Te mai pot ajuta cu altceva? Nu mi-o mulțumesc mult, spor. Dăm frumos scrâ. Pe cap, vedem dacă mai sunt reporturi, nu mai sunt reporturi, ok, 140 online. Mamă, ce urât face gheața asta așa sus. Uite că și aici e gheață, efectiv pe asta am pus-o pentru că foarte mulți dintre voi cu tirurile, când luați curba asta, voi nu citiți să lăsați tirul puțin mai mare, știi că e curba. Bă, duceți tată cu el în curbă și aici o luați pe gheață, mă rog, înainte era apă și o luați pe apă. Dar acum vă mai ajută gheața asta oarecum. Să vedem pe băiatul ăsta, stac. Cu ce te pot ajuta? Sebi, what the fuck? El nu mă vede, dar eu văd slap 63. Are de sync ID 63. Trebuie să dea relog slap 63. Nu ia slap, deci ai de sync. Dă relog, nabe. Pe tine te mai pot ajuta cu ceva. Uite, bă, acolo are un legendary chest, îl deschide și noi acum pe filmare. Îi zic acu, e la început. Îmi dădui seama că e la început. No, mersi. Spor, cărâ, IP 63. Chiar vreau să văd dacă e la început. E la început, da. Fly. Ne lăsăm puțin de jos aici să nu murim. Open. Chest. Dăm și noi aici să deschidem. Mamă, dar eu am 700 și ceva de chesturi legendare, vere, ce dracu. Eu fac aici mare case opening. Și ne pică bani. Erau bune gemsurile astea, dar asta e. Atât s-a putut. Are 82, spec 82. Aceeași chestie, cum reușești și cu aceeași mașină. Deus, Ios la event. Ok, mare. Spor la băiatul ăsta. El cu loganul lui prețios. O cam lași pe contrasens și acolo și aici. O cam lași pe contrasens ca lumea. Cam insiști cu contrasensul, domnul meu. Fost verde acolo, într-adevăr. Ia să vedem aici cum se descurcă. Ăsta cu golful din față merge ok. Cam intrară unul în altul aici, nu mai zic nimic. Poate m-am zis, bă, cum se duce loganul ăsta, efectiv e... Avea stici pe el, mă, este... Sau și la un control ce asta, check 82. Mă, check V 82. Nu, e default. Are doar mașini default. Ia uite, trecut pe galben. Mă, ce sări ăla de bot mașina. Ia uite-l vere cum face el. El era pe banda aia și efectiv vreau să se bage aici și îl încurcă pe ălălalt. Stai așa, ID Dorel. Greșeală ID, Goto 40. Uite, m-a ajuns la... Nu la tine, bă! Uite, mă, ce ID are ăla? Dorus, bă, nu Dorel. Așa. I rent car aici, în oraș. Fly. Mamă, dacă auziți niște sunete pe fundal, mă scuzați, dar în acest moment mă aflu la cămin în Craiova. Și nu știu care e faza de sau de ceva pe pol. Uite mă aici, get here, 76. Ăsta e rent.
Report. Report, vă găsesc și întunecă puțin vremea. Mamă, și am avut un caz cu un băiat, de efectiv el îmi spunea că nu e rent car aici. El era un pe lângă zona asta și îi spuneam, ba da, e rent car, da, aici 30 GPS. Uite că vă și arăt, vă duceți aici la PNS rent car și uite care vezi că mai aproape ăla e. Și în cazul ăsta e PNS 4, 363 de metri, dar nu știu, unii nu verifică se vadă, că niște chestii care sunt simple, dacă este să te gândești puțin deus. Ha, da. Ce mai dorește domnul Doruț? Ți-am lăsat privat pe Discord dacă vei primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil. Doar aștepți, atâta tot ai de făcut. Goto. Unde să mai mergem? Hai să ducem spre Comedian, dăm 44. Eliminăm pe Vlad, 20. De pe 44. Să zici cu la răpire, afaceri cu când vrea să facă DM. Spre 84. N-are arme. Sper că nu va incita pe voi gândul cu DM-ul că ne supărăm. 88. Ia uite-l, popa l-a spăvădit aici ce ne va face. Îți fac o rugăciune, fiule, am înțeles. Ia uite, mai veni și al doilea popa. S-au umplut cristoniștii de pop, bă. E plin de pop la noi pe server. Așa că dacă aveți vreun gând ăsta sfânt, știți unde să veniți. Stai mă, ce... 1-10. Ce faci, mă? Blochezi drumul. Să facem în seara asta? Să-mi toasă din drum aici, mă? Ia că vine unul din față. Ai, mișcă, hai mă să mă bagi. Unde să te bagi? Că văd că fac sunea aia, deci... Unde să te bagi? Câștigătorul eventului este boss-ul, e de 129, felicitări. M-au văzut ăsta boss-ul cu baronul. Efectiv, sunt jucători foarte vechi. Uite, baronul contul 1079 și boss-ul contul 1245. Respectele mele că încă joacă din 2020 până acum în 2024. Sunt totuși 4 ani de când joacă, deci e un jucător veteran. Ăsta vorbește la telefon și se mai oprește din când în când, văd. Și uite, l-am curcat pe ăsta cu dastrul din spate. Mamă, ce n-o să-i băgă, poate faci accident, băiatul meu. Că după te văd că, aaa, ce păcat. Uite, aia are centura pusă, să o să-și pe contrasens. Vai. Dăm noi frumos un freeze 110. Get Hero 110. Am freeze 110. Ups, exact. Continui și după aici, nu pe acolo în continuu. Vreau respawn, are 20. Da, hai că-ți dau respawn. Spor. Cărâ. Spre caf. Ia, ce se întâmplă aici? Florincule, ce faci mă, dai în ăla cu mașina? De ce merge popa pe mașină? Mă, ce se petrece aici? Ia uite, mă gândi, mi se pune mie de fapt. R88, nu mai face, te rog, drifturi acolo, că încurci și jucătorii. Ah, ia uite, sus la event, clar. Foarte bine, stați la event. Lexi, Elton, ok, multe mașini acolo. Revenirăm pe Lexi. Da, și acum să sără jucătorii la event. Bă, da, sunt câțiva. Ok, ăsta e Sleep, AFK. FK. Marius Tifon și cu Nicky Ionuț Gorgene amândoi, mamă, și-au și skin-urile la fel, mamă, ăștia zici că sunt interlop, efectiv, când îți la ei. Și la HQ-ul lui, demonul în casă, ăsta la event,
Mihai Târ, AFK de 21 de secunde în drum. Stăm pe tine până faci 100 de secunde. Dacă nu revii în 100 de secunde, ai kick. Și cred că erai participat la clan war, că văd că ai un Uzi și un AK-47. De obicei, dacă ai Uzi, ești sigur la clan war. Și din clanul BD, ok? Așteptăm să revii. Uite, bă, ce se cumpără zile aici pentru mașiniști. 1172 de zile. 1202, am înțeles. Spec 93. 48. Mai așteptăm puțin. De fapt, cred că ne mai primăm puțin din spec și ne întoarcem pe el. Polițistul Dan aici în acțiune cu mașina de poliție. Ștefan ăsta slip. Cu ăștia la clan war. Event. În HQ. Ăsta acum intră, cred că banul e în clan HQ. Popa cu începătorul, mai fusăm pe la ăsta din nou la dealer și ăsta cu trotim, o ce pedalează ăsta. Pata, a făcut 100 de secunde. Kick 93, AFK în drum. Ne încurci, fratele meu, dacă stai AFK în drum. Spec 77. Uite, ne mirăm la Shadow ăsta care vă pe cu girofarul pornit. Poate are ceva misiune. Între timp, uite și pe băieții ăștia cum se plimbă. Mamă, ce se duce caienul ăsta de Argeș. Am înțeles. Slip. Asta mai buseră. Aici la hotel. Bun, dragilor, și acesta a fost episodul din Viața de Amin. Nu uitați, dacă vă place serverul Greenstone, aveți în descriere cum vă puteți conecta, un tutorial mai exact. Aveți de asemenea și Discord-ul comunității noastre și de asemenea tot că e un videoclip după o lungă perioadă din activitate, v-am lăsat câteva green coduri în descriere. Folosiți green codurile cu ajutorul comenzii Use Code. Băgați codul aici și vă dă diverse beneficii. O parte din codul o să fie speciale făcute pentru cei cu level sub 10, o să scrie acolo care sunt. Și o parte pentru jucătorii care au un level mai mare, adică indiferent de level. Bun, nu uitați de like, subscribe, comentariu și share. Ne auzim la un viitor episod, tot aici pe Greenstone. Ciao!